Salut și bine v-am găsit! În videoclipul acesta vreau să discutăm despre Piggly, proiectul românesc care își propune să recompenseze utilizatorii pentru că fac cumpărături. Trebuie să menționez că acest videoclip este sponsorizat de echipa Piggly și ca parte a acestei colaborări o să organizăm un concurs de 50 de dolari cu 5 premii de câte 10 dolari. Tot ce trebuie să faceți pentru a participa este să lăsați un like și un comentariu la acest videoclip și să descărcați aplicația lor gratuită din Magazine Play sau din App Store și la înregistrare să adăugați codul CRYPTO. Dacă vă este mai ușor, o să găsiți linkurile și în descriere, iar în 3 zile o să fac extragerea live în grupul de Telegram dedicat membrilor. Pentru a te alătura în grup, trebuie să fii membru pe canal apăsând pe butonul Join și apoi în tabul de comunitate o să găsești link către grup, dar pe lângă asta să știi că mai sunt și alte beneficii. Ok, înainte să mergem mai departe, trebuie să menționez că acest video nu este o recomandare de investiție pentru că nu sunt consultant financiar și scopul videoclipului este doar informativ. Mergem acum la ei pe site și vedem că au acest slogan, câștigurile vin de unde te aștepți mai puțin și mai exact, Piggly îți transformă cheltuielile zilnice, atât online cât și offline, în recompense. Aplicația Piggly este una similară cu cele de cashback, dar se diferențiază prin faptul că te recompensează prin propriul token. Ce îmi place este că nu există o barieră de intrare. Absolut oricine poate să folosească aplicația și să câștige bani atunci când face cumpărături, nu este nevoie să fie cumpărat vreun token sau un NFT neapărat pentru a putea fi folosită aplicația. Tokenul are un supply limitat la 132 de milioane și 500 de mii de token și este deflaționar datorită mecanismului de burn. Mecanismul lor de recompense funcționează în felul următor. Toți banii cash care intră în Piggly sunt schimbați în cripto, răscumpără moneda de pe CEX-uri sau de pe DEX-uri și după aceea o distribuie utilizatorilor. Aplicația va susține în permanență moneda, tocmai de aceea ei spun că sunt bear market killer pentru că vor aduce capital din Web2 în Web3, indiferent de cum arată piața. Să vedem acum ce rezolvă Piggly. În primul rând, adopția. Problema actuală a adopției este că oamenii trebuie să investească dacă vor să intre în cripto. Piggly vine cu soluția. Instalezi aplicația 100% gratuită, îți faci cheltuielile de zi cu zi și ești recompensat cu cripto. Ei cred că asta poate să aducă o adopție în masă. În al doilea rând, inflația. Creșterea prețurilor afectează toate piețele, dar prin Piggly, recompensele au o creștere direct proporțională cu cea a prețurilor. Și în ultimul rând, marketingul. Campaniile de marketing clasice sunt costisitoare. Dacă tu ești o firmă și vrei să te listezi în aplicația Piggly, mai întâi încasezi și apoi plătești marketingul sub formă de recompense date către utilizatori. Au și un sistem de referral destul de interesant. După ce îți faci cont, poți să distribui codul tău de referral și o să primești 5% reward din recompensele generate de persoanele invitate de tine. Pe lângă asta, dacă aduci afaceri partenere, primești 3% din volumul total de recompense generat de afacere adusă de tine. Legat de dezvoltarea proiectului, după prima strângere de fonduri, au dezvoltat prima parte a aplicației sau MVP-ul care îți permite să te înregistrezi, să vizualizezi harta, un exemplu al listei de parteneri și îți oferă posibilitatea să recomanzi mai departe aplicația. După faza a doua de strângere de fonduri, vor finaliza dezvoltarea aplicației, iar secțiunea de recompense va putea fi accesată și folosită. De exemplu, în momentul acesta când intri prima dată pe site, îți apare acest mesaj, cadoua strângere de fonduri urmează în 4 zile, mai exact în 28 octombrie și această rundă o să fie ținută pe launchpad-ul WebITPad. Dacă este cineva interesat să participe și nu se descurcă, nu se pricepe, puteți să intrați la ei pe Telegram și acolo o să vă ajute adminii. Linkurile le veți găsi oricum în descriere. Prețul pentru faza 1 a fost de 0,01 dolari, prețul pentru faza 2 care urmează acum este de 0,025 de dolari. Au pus prețul mai mare bazându-se pe faptul că în primele 48 de ore de la lansare, aplicația a strâns peste 1000 de utilizatori și a fost pe locul 38 în topul aplicațiilor de shopping din App Store România. În momentul acesta au undeva la 2000 de utilizatori. În faza 3, prețul o să fie de 0,05 dolari și în ultima fază, în faza 4, o să fie de 0,1 dolari. Acum, probabil, vă interesează și cum arată tokenomics-ul. 40% din token sunt alocați pentru vânzările publice, echipa unde sunt fondatorii și advisorii au 15%, rewards 5%, marketing 10%, lichiditate și pentru dezvoltarea proiectului încă 15% la fiecare categorie. Detalii despre vesting pot să fie găsite foarte ușor în light paper. Acesta poate să fie accesat chiar de pe site.
cum merge sus de tot, aici se poate găsi. Echipa este formată din 10 membri și CEO-ul proiectului este Stoian Ștefan. El face YouTube, foarte probabil că mulți dintre voi să-l cunoașteți deja. El și-a pus imaginea în joc pentru acest proiect, ceea ce din punctul meu de vedere este un lucru destul de mare. Vreau să vă spun și ce mi-ar fi plăcut să văd la acest proiect. Mi-ar fi plăcut să existe undeva informații despre partenerii care o să ofere cashback și pe lângă asta, mi-ar fi plăcut ca aplicația să fie deja gata să o folosim. La final, vreau să discutăm puțin și legat de planurile de viitor. Primii 10.000 de utilizatori o să primească recompense aproape duble în aplicație, dar tokenii vor putea să fie încasați de-abia după listarea pe exchange. După faza 3-a de strângere de fonduri, vor dezvolta topul cheltuielilor și vânătoarea de comori. După faza 4-a de strângere de fonduri, vor urma listările pe exchange-uri. Deci mai este de așteptat până când tokenul Piggly să fie pe exchange și să se poată tranzacționa. Și în ultimul rând, după ce ating pragul de 100.000 de utilizatori, vor să dezvolte un magazin propriu online, ceva în genul eMAG. Dacă ați ajuns până aici, sunt curios să-mi spuneți într-un comentariu care este părerea voastră sinceră legată de acest proiect. Sunt curios dacă vă place, dacă nu vă place ideea. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Eu am fost Gabriel, vă salut și vă doresc o zi bună. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.